Toate bisericile evanghelice pretind că autoritatea lor supremă în materie de credință și practică este Scriptura. De aceea, dacă ne numim biserică evanghelică și suntem, atunci trebuie să se vadă în teologia noastră, trebuie să se vadă în practica noastră că într-adevăr suntem conduși de Scriptură, nu de tradiție, nu de, eu știu, altceva. De aceea apelăm, de aceea ne uităm în Scriptură atent pentru a înțelege cum a rânduit Dumnezeu ca să fie lucrurile în privința aceasta a conducerii.